Cu toții suntem de acord că nu există ceva mai bun decât să muști dintr-un covrig ușor crocant într-o dimineață de weekend. Din păcate, specialiștii spun că pe cât de delicioși sunt, nu sunt tocmai benefici pentru sănătatea organismului. Când vine vorba despre caloriile pe care le au covrigii, multe depinde locul în care locuiești. Diferitele orașe, zone și țări fac diferite tipuri de covrigi și tipurile cumpărate din magazin pot diferi ca dimensiuni și ingrediente. Ca rezultat, covrigii pot avea între 240 și 400 de calorii pe zi. Ai crede că covrigii simpli sunt mai sănătoși, nu? Se pare că alegerea pentru semințe este calea de urmat, deoarece acestea conțin grăsim și fibre sănătoase pentru inimă. Covrigii cu susan sau semințe sunt puțin mai sănătoși decât cel simplu. Dacă consumi ovăz sau grâu integral, obții și mai multe beneficii ci pentru că mănânci cereale integrale. Secara este de asemenea o alegere mai bună. În aproape toate cazurile la care mă pot gândi, un covric cumpărat din magazin are mai puține calorii decât unul din magazin de covrigi. De obicei sunt unul mai mici, spune Dr. Dix. În plus, un covrin cumpărat din magazin are etichetă, adaugă acesta. Puteți vedea carbohidrații, fibrele și dacă conțin sodiu sau zahăr. Pentru ca un covric să fie o alegere mai sănătoasă, în loc să-l consum cu cremă de brânză puternic procesată, se recomandă să alegi toppinguri bogate în nutrienți, cum ar fi salată de ton, ou sau pui amestecat cu piure de avocado, în loc de maioneză curcan filiat cu salată verde și roșii, unde arahide sau unde migdale, pentru o doză în plus de proteine și grăsimi sănătoase. Relatează ca pungro.